Continuăm, dragi prieteni, Universul Credinței și vă facem o invitație la lectură. Urmează rubrica semnată de Lucia Toader, Cartea de Duminică. Sufletul adolescentului, ghid antistres pentru părinți. Este titlul volumului apărut relativ recent la editura Sofia în colecția de psihoterapie ortodoxă. Volumul este tradus de Adrian Tănăsescu și semnat de mai mulți autori. Cartea se adresează, așa cum reiese din titlu, îndeoseb părinților, dar și preoților slujitori. Confesiunile părinților trebuie să fie susținute și cu ajutor duhovnicesc. Dragostea necondiționată și sprijinul oferit adolescenților, chiar și când aceștia consideră că nu au nevoie. Acestea reprezintă punctele esențiale ca relațiile dintre părinți și copii să fie armonioase. Creditați cu libertate, abordați cu empatie și înțelegere, tinerii vor depăși o perioadă foarte importantă din viața lor. Așadar, esențial este rolul părinților. Și acum o am alături de mine pe doamna psiholog Ana Antonescu, care ne vorbește despre volumul prezentat. Bună ziua! Bună ziua! Care este mesajul cărții? Ceea ce răzbate de aici este un mesaj de încurajare, aș spune, pentru părinți. Încurajare în sensul de a-l învăța pe părinte cu deprinderea de a-și recunoaște și propriile greșeli, de a-și asuma consecințele unor reacții de nedreptate față de copil. Pentru că, în mod greșit, considerăm autoritatea ca pe forța prin care ne putem impune, ca prin forța prin care putem substitui autoritatea copilului și nevoia lui de exprimare. Și atunci, dacă copilul tace, se supune, pentru noi este așa ca un feedback că am reușit. Ce înseamnă pentru dumneavoastră este acest cuvânt pe care îl regăsești în limbajul părinților de la vârstă foarte mică până la vârsta adolescenței târzii? Este un copil cu minte. Este ceea ce își dorește un părinte, să aibă un copil cu minte. Nu vorbesc de toți părinții. Ce părere aveți despre un adolescent cu minte? Este de, da, este de discutat. Vedeți, cumințenia e de fapt un proces. Sau starea de cumințenie. Și depinde din ce referențial privim. Pentru că sunt situații când un copil prea tăcut, prea inactiv, poate să ascundă o patologie, o disfuncție neurologică sau poate să aibă o traumă afectivă, o stare de anxietate, poate s-a perceput respins și atunci el și-a făcut mecanismele de adaptare prin retragere. Este o stare de normalitate. Cumințenia aș asocia-o la adolescență cu bucuria de a se face plăcut, cu curajul de a experimenta cât timp sunt sub aripile noastre protectoare. Nu putem câștiga încrederea în noi dacă nu avem experiențe. Experiență înseamnă și eșec. Sau de cele mai multe ori eșec și de aici învățăm, evoluăm, deprindem, practici noi. Deci dezvoltăm o gândire critică, analitică. Învăț să mă adaptez situațiilor și așa încât să ajung la nivel de performanță. Faptul că părinții de multe ori se revoltă că copilul a venit cu un eșec, în loc să se focuseze pe intenția cu care copilul a intrat în acea experiență, îi se focusează de cele mai multe ori, și aș zice instinctiv, pe rezultat. Ți-am zis eu să nu faci, ți-am spus că nu ești bun de nimic, potolește-te odată, mă faci de rușine. Culmea, vedeți când... Râd vecinii, râd colegii, exact. Râd părinții. Reacția este întotdeauna de raportare în afară și nu la problema în sine. Da, în afară, dar referențialul e pe mine. Focusul e pe mine, pe părinte. Ce o să zică lumea? Ce o să zică lumea? Și aș spune că în procesul de evoluție, așa, de a mastera curajul și încrederea în sine, sunt 7 pași. Primii 3 sunt considerați nivelul animal. Adică vreau să inițiez o activitate, vreau să intru într-un proiect. Vine vocea familiei, dar cine a mai făcut așa? Dar ne faci de râs, da, bun.
Și atunci copilul sau și adultul se duce pe zona de bine, o să fac. Și rămâne pe o să. Ei, abia în momentul în care intru cu curaj și inițiez și încep să-mi adun materiale și mă documentez pentru că chiar am determinarea, din momentul acela încep experiențe, încercări și eroare și la rândul meu, cum să zic, devin un pedagog, un mentor pentru alții. Experiența mea devine o experiență pe care o pun și în slujba altora. Și sigur că ajungem la pasul 7 al masterării când nu mă mai tem de nimic și capăt o gândire proactivă. Un prim pas este să am curajul să las copilul să se bucure de firea lui, de curiozitatea lui, iar eu doar să fiu o călăuză care să-i explice. Cât de greu este pentru un părinte posesiv să dea libertate unui adolescent în așa fel încât el să-și poată dobândi propriul drum și în același timp să-i fie alături atunci când are eșecuri, atunci când este greu, cu dragostea de care are nevoie. Trebuie să vă spun că sunt cumva în contradicție. Părintele care domină, care este cumva coercitiv, nu va avea abilitățile de a se raporta sănătos atunci când copilul va avea eșecuri.